Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecția RM. Telespectatorii fideli emisiunii noastre cu siguranță își amintesc de subiectul ce viza piețile neautorizate din Chișinău. A fost pus pe post acest subiect cam la vreo 3 săptămâni distanță. Vă amintiți probabil de acea emisiune. După ce echipa de filmare a postului nostru de televiziune a fost atacată obraznic de persoane necunoscute în timp ce filmam o piață neautorizată din sectorul Ciocan al capitalei, doamna Galina Bostan, pretorul Ciocanei, promisese că va participa telefonic la emisiunea noastră. Însă n-a fost să fie. Așa și nu am mai reușit în acea emisiune să discutăm cu doamna pretor. În schimb, în săptămâna următoare emisiunii, forțele de ordine, bănuim că din ordinul doamnei Galina Bostan, au reușit să curme activitatea pieții cu pricina. Recunoaștem că ne-a bucurat mult această situație. Ne-am zis noi, măcar un lucru bun s-a întâmplat în capitală cu participarea modestă a noastră, a jurnaliștilor. Dacă îmi amintesc bine, chiar undeva am și menționat despre acest fapt. Trebuie să vă anunț că ne-a căzut bucuria în scârbă peste puțin timp. Piața a fost strânsă doar pentru 3 zile, ca să apară cu și mai multă vigorozitate. În orice caz, ieri noi ne-am deplasat la Ciocana pentru a filma și a demonstra că se poate de făcut ordine. Pe naiba, nu am avut ce filma. Aceleași fețe ale vânzătorilor de data trecută, aceleași mese cu lactate, aceleași vase cu pește, aceleași rafturi cu produse din carne afumată, aceleași, poate chiar și mai multe erau. De ce ne-am gândit noi, nu are rost să mai spunem încă o dată și să supunem riscurilor aparatajul de filmat, care, apropo, a fost deteriorat data trecută. În încheierea acestei relatări, înainte de a pune pe post subiectul cu piața neautorizată de la Ciocana iarăși, dorim să venim cu niște explicații privind perseverența cu care abordăm această problemă. Motive sunt foarte multe. Ne vom opri doar la câteva. 1. Ne deranjează aspectul urbei, așa zise, europene. 2. Concurența neloială a vânzătorilor din piețele neautorizate față de cei din piața autorizată de peste drum, care plătesc pentru a-și vinde producție. De ce tace Consiliul Concurenței oare? Și 3. Și poate cel mai important motiv este securitatea alimentară a cetățenilor, a noastră. La piețele neautorizate nu există certificate de proveniență a mărfii, nu există control sanitar, plus nu există condiții elementare de igienă. Ce facem, domnilor primari, foști, actuali și viitori? Otrăvim proprii cetățeni? Urmăriți, vă rog frumos, reportajul ca să ne reamintim ce a fost atunci în sectorul Ciocana. Regia, vă rog frumos, puneți pe post reportajul. Sectorul Ciocana al capitalei, numit în popor și dormitorul orașului, fiind cel mai tânăr sector din municipiu, ar avea șansă să fie și cel mai proaspăt amenajat sector. Ar avea! Dacă cel mai tânăr sector nu ar fi îmbătrânit prea timpuriu cu cele mai vechi probleme ale întregului oraș. Infrastructura drumurilor și infrastructura serviciilor sociale, printre care și piețele neautorizate. Această problemă, devenită în ultimii 10 ani boala municipalității, așa și nu și-a găsit remediu de îmbunătățire nici la Ciocana. Judecând după explicațiile pretorului doamnei Galina Bostan, piața neautorizată de pe strada Mircea cel Bătrân 2, în timpul apropiat nici nu poate să dispară. Dăm citire doar câtorva spicuiri din explicațiile preturii culese din scrisorile de răspuns ale administrației Ciocana pentru cetățenii sectorului adresate prim-ministrului Pavel Filip. De menționat că în ultima perioadă se constată o extindere sporită a activităților comerciale ilegale pe străzile municipiului Chișinău, inclusiv a sectorului Ciocana. De recunoscut, recunoaște stimatul pretor, numai că doamna Bostan în cele ce urmează trișează, dezinformându-l atât pe primul ministru, cât și pe toți cetățenii sectorului Ciocana. Domnia sa aminte afirmând că, cităm din scrisoare, capacitățile pieților existente sunt insuficiente pentru a satisface cererea cumpărătorilor, locuitorilor din sector și de a oferi condiții corespunzătoare vânzătorilor, inclusiv producătorilor agricoli din localitățile suburbane din vecinătate. Minciuni și frazei totul ce pretorul susține, spunem noi, parafrazându-l pe Eminescu și având drept dovadă imagini cu piața agricolă autorizată, amplasată peste drum la doar câțiva metri de cea neautorizată, unde se vede că locuri pentru vânzători sunt și nu sunt puține. Bună ziua! Dumneavoastră stați aici în interiorul pieței, aveți loc de vânzare, da? Da, loc stabil de vânzare, așa. Cât achitați pe zi? Depinde și cum ne aranjăm. Ne aranjăm mai mult, achitam 20, ne aranjăm ca așa cum stăm, 15 lei.
Сколько вы платите за день? 25. Это в зависимости от продажи или просто 25 места? Место 25 стоит. И сколько 35. Вы платите? 35. А почему 35? А сколько? Мне же 25 платят. Почему вы 35? 25? Смотря как кто. Сколько товара? Pe zi plătim de 25 lei. În dependență de marfă ați vândut sau nu contează ziua, costă atât? Depinde de marfă. Cum considerați vânzările care stau acolo la intrare în piață, la stație, sunt legale, sunt bineveniți sau mai bine să se întreprindă piața? Doamnă, asta e o prostie mare. Acolo, în primul rând, nu e igienic și aici faci lumendeală acolo. În al doilea rând, oamenii care cumpără trebuie să îngrusi de cedă. Și prețuri stau acolo și prețuri stau la noi. Prețurile diferă și dacă ei vând, de pildă un om se grăbește, asta e, cum se spune, alegerea omului. El o lua de acolo, dar noi stăm și ne uităm. Așteptăm cumpărătorii, unii sunt cumpărătorii, au loc în piață, ia, uitați-vă în îndosul meu, stă 1, 2, 3, 4, 10 oameni pot stăi. Și atunci, care e totuși problema? De ce pretura și doamna Bostan personal permite activitatea unei piețe neautorizate, transformând-o de fapt în piață autorizată, doar că una clandestină? Să credem că cineva își încălzește mâinile cu banii adunați zilnic de la acești comercianți clandestini? Cine sunt ei? Și ultimul gând la acest subiect adresat personal doamnei pretor și funcționarilor responsabili de ordinea publică și cea sanitară a Ciocanei. Nu apelați la sentimentul de jale și compătimire gen, vând niște bătrânele un mănunchi de pătrunjel pentru a supraviețui. False și cinice sunt aceste afirmații. Ori din imagine se vede că bătrânelele de fapt nu sunt chiar bătrâni, iar mănunchiul de pătrunjel e de fapt tone de produse agricole și alimentare care aduc nu niște bănuți pentru supraviețuire, dar venituri și venituri nu mici deloc. Doamnelor și domnilor, am revenit în studio și vă prezint invitații din ziua de astăzi, care sunt. Este vorba despre Dinari Cojocaru, consilier municipal, Consiliul Municipal Chișinău. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Ungureanu Sergiu, analist economic. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și Oleg Lișcenco, inspector principal, Direcția Municipală Siguranța Alimentelor Chișinău. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Vreau să vă întreb, eu am rămas un pic așa deja nedumerită. Doamna pretor, am invitat-o și astăzi, doamna Bostan, la emisiune și dânsa spune că nu sunt atribuțiile pretorului să facă ordine în sector. Mă ajutați că nu știu ce să mai cred. Sunt atribuțiile unui pretor să facă ordine în sector sau nu? Poate la întrebarea asta domnul consilier. Da, domnul Cojocaru. Deci, dacă să luăm la propriu, într-adevăr, pretorii au niște atribuții, spunem așa, mai mici, însă, totodată, pretorul este practic același primar, numai sectorial. Asta este în interesul dumneiei. Da, la propriu, la direct, nu se poate duce să facă sclarifici cu acei agenți economici, în cazul nostru, sau cei care vând neautorizat. Însă, pentru a scrie o interpelare către oricare direcție, eu nu văd o problemă în asta. Cred că asta intră în fișa de post. Deci, dumneai, și astăzi am telefonat-o, să știe telespectatorii, și dânsa a zis că nu este competența ei să discute această problemă. Deci, și am rămas eu un pic așa, într-o situație neclară. Domnul Lișcenco, spuneți-mi, vă rog frumos, cum considerați aceste piețe clandestine, sau noi le mai spunem neautorizate, cu eforturi comune, cu toate structurile necesare care trebuie să se implice aici? Că am înțeles că nu doar pretura poate să se implice, dar mai trebuie încă cineva. Pot fi lichidate sau nu? Da, oricând pot fi lichidate. Dumneavoastră luptați cu așa ceva? Foarte mult luptăm, adică chiar în toată ziua luptăm, adică orașul este mare. Și pot să spun una că în toată ziua conlucrăm, practic mai mult conlucrăm cu Ministerul Afacerilor Interne. Chiar ultimul caz a fost un lot de pește constatat de către dumnealor. La moment astăzi lotul de pește a fost distrus, adică practic ce pot să vă spun, ultimul caz. În perioada de vară tot au fost multe locuri, puncte de comerț și a kvasului, care s-a constatat că activau ilegal și produsele erau neconforme, practic asta-i. Nu corespundeau normelor. Nu corespundeau normelor. Și au fost stopate activitatea agenților economici, adică era un agent economic care avea mai multe puncte de kvas care comercializa în municipiul Chișinău. Deci să înțelegem că bândă cea cană rece de kvas, noi putem să ne otrăvim, da? Păi da.
sau ele neavând certificatul necesar, avem dubii să ne otrăvim sau cum? Posibil. Dar ce să vorbim despre această marfă care ați văzut-o dumneavoastră acum în reportaj? Păi ce să spunem, că practic în deopște Agenția Națională de Siguranță Alimentelor duce responsabilitate de piețele autorizate care sunt în municipiul Chișinău, da? Practic în fiecare piață sunt directori de piață, sunt paznici care permit accesul în piața dată. Este serviciul veterinar care efectuează expertiza produselor alimentare, adică prin metode expres, adică la moment. Asta e. Verifică actele de inofensivitate, certificatele sanitare veterinare care sunt, cu care este venită marfa la piața, că să vorbim piața centrală, că piața de la Cecani, de la Cerc sau de la Buicani și tot așa putem să vorbim. Dar ce ține de comerțul stradal, mai mult acesta este un comerț stradal care noi astăzi am vizionat împreună, da? Ține de administrația publică locală, adică noi, direcția, pot să spun direcția municipală Chișinău, a mers cu multe demersuri, unde se constată că este comerț ilicit, da? Au mers către administrația publică locală de la preturile municipiului Chișinău. Asta e. Adică noi putem să dăm oricând un ajutor, adică în comun să activăm, că acum pot să spun că foarte bine activăm cu Ministerul Afacerilor Interne. Mm. Care deci un cuvânt de spus îl are foarte greu Ministerul Afacerilor Interne aici. În scoaterea acestor comercianți neautorizați. Da, dar vedeți care e situația, că comercianții e o problemă, adică că poliția nu poate să stăi toată ziua lângă ei, adică au și ei alte atribuții de serviciu, nu poate să stăi lângă un comerciant care comercializează, că el astăzi, acum vinde, peste câteva clipe, zboară de acolo, pe urmă iarăși revine la locul de comerț. Dar problema e mai mare, adică cetățenii. Noi trebuie să fim fideli, adică să procurăm tot timpul produse alimentare din puncte autorizate, aceleași marketuri, poate produs, poate... Reînțelegeți aici și factorul uman joacă. Omul se grăbește acasă, a ieșit din trolebuz, a văzut că acolo se vinde o brânză, un kilogram păi da, de brânză, da. Nu știu până ce, până la urmă și nu se duce este până la piață. Un risc, adică că până la urmă el procură produsul dat binevol, adică pentru familia lui, adică aici este o problemă majoră, adică el nu se gândește la chestia asta. Adică. Da, dar vorbim în complex despre toate structurile. Domnul Ungureanu, dumneavoastră ca cetățean care la fel treceți prin toate străzile acestea Chișinăului care sunt pline cu piețe și comercianți care vând fără niciun certificat, cum priviți aceste trei aspecte pe care le-am zis eu că sunt insistentă la această temă și la ce ajută o rezolvare a acestei probleme, chiar și din punct de vedere economic? Haideți să vedem, pentru ca să înțelegem problema, trebuie să o analizăm în profunzimea ei, da. Să nu dăm niște soluții pripite sau să luptăm doar cu consecințele. Trebuie să vedem care sunt cauzele apariției acestea. Exact. Deci, în primul rând, trebuie să vedem care sunt necesitățile. Deci, oamenii cumpără, cum s-a spus mai înainte, trec oamenii, le este mai aproape, le este mai ușor și până să treacă în piață, să meargă la 150 de metri sau mai departe în interiorul pieței, toate lucrurile astea sunt. Deci, în primul rând, trebuie să ne gândim care sunt condițiile ca să vândă în mod legal, normal. Deci, să fie o transparență, să nu există așa anumite, poate este drept, poate nu este drept, dar cineva spune că plătește mai mult, cineva plătește mai puțin, deci să e foarte clar și foarte normal, în primul rând. Într-al doilea rând, haideți să vedem care este accesibilitatea piețelor. Dacă în municipiul Chișinău, în fiecare cartier, există o zonă, un așa numit plan de amplasare a acestor piețe ca oamenii care vor să, de la fiecare cartier, de la fiecare bloc, pentru că se poate calcula, la fiecare pretură poți să calculezi distanța de parcurs care are omul de parcurs de la un bloc, de la Ciocana, care s-a, spre exemplu, strada Milescu-Spătaru, până la piață. Și atunci de văzut, dacă de organizat mai multe piețe, poate mai aproape, pentru că degeaba vom lupta cu acei oameni care încearcă să vândă și alți oameni care vor să cumpere de la ei, pentru că vom obține situația... Nu vom ajunge la niciun numitor comun, dar vom lupta numai pe această latură. Să luptăm sistemic, să vedem sistemic, să le dăm toate condițiile și apoi să luptăm cu oamenii ăia și să spunem, uitați-vă, nu faceți drept, sau, dar dacă chiar și eu vrând să merg la o piață să-mi iau și dacă piața se află la 3 km și trebuie să urc într-un autobuz, merg 5 stații să ajung la ea, nu este mai ușor decât la colțul o grăzii, da, poate nu este, dar va veni tot omul, nu știu dacă, da, aici este problema nesiguranței, dar atunci omul își asumă un risc.
Deci când cumpăr acele mere, când cumpăr, există poate anumite produse care aș, nu aș risca să le cumpăr, care sunt perisabile foarte repede, care prezintă un risc, dar dacă să ne uităm la ceapă, la mere, la un pătrunjel, la mărar, da, acolo s-ar putea. Deci aici trebuie să foarte bine să ținem cont de psihologia comportamentului de consumator și trebuie să ținem cont și de amplasarea acestor pieți, care ele să fie comode. Ce folos de la o piață dacă ele se află într-un colț de cartier când omul trebuie să meargă 10 opriri cu roibuzul, că atunci nu o să ducă nimeni la ele și pot spune că avem încă 70 de locuri libere, dar locurile alea nu le umple nimeni. Deci și a doilea rând, deci chiar și acele care mici piețoare sau mici linii de piață, care poate să nu fie chiar o piață întreagă. Am văzut în foarte multe țări, în orașe, se organizează foarte frumos. Sunt chiar și la marginea străzii, dar într-un mod normal se dau anumite locuri unde pot oamenii să anumite produse. Clar că se pune accent pe produsele agroalimentare și pentru oamenii care vin din suburbii. Deci trebuie să susținem, pentru că de altfel ne vor, dacă noi vom întreprinde niște acțiuni poate negândite și vom speria pe oameni și nu le vom da alternativă, s-ar putea să ajungem la situația unde toate produsele alimentare noi să le cumpărăm doar din supermarketuri care vin aici și ne împânzesc în Chișinău și au foarte multe efecte și asupra transportului și asupra ecologiei. Deci trebuie să ne gândim la toate aspectele problemei, dar aspectul care l-ați menționat este foarte important și este un aspect de moment care trebuie să încercăm să-l rezolvăm, dar să-l rezolvăm sistemic, să nu rezolvăm o problemă și ne apară încă alte 7 probleme în loc. Domnul Cojucaru, iată la ceea ce a zis domnul Ungureanu. Există în primărie, în Chișinău, la primărie Chișinău, un plan bine determinat unde trebuie. Pentru că eu am accesat chisinau.md și am găsit o listă, lista piețelor comerciale autorizate, amplasate în orașul Chișinău. Sunt o sumedenie de tip mixtă, auto, de flori. La Ciocana am găsit doar 3, 2 de flori și una mixtă. Care este situația la acest aspect? De câte ori s-a discutat despre unde trebuie să fie aceste piețe, piețe sezoniere, piețe care strict necesare pentru unele produse și de alt gen? Deci întrebarea dată noi putem diviza în mai multe aspecte. Unul este cadrul legislativ. Asta înseamnă că toate persoanele care vând marginea drumului, după cum a spus domnul Oleg, neautorizate, se ocupă cu vânzările ilicit, care așa, bine, hai să spunem, la o parte în ghilimele, la altă parte, într-adevăr, când vine bunicuța de la sat și ies sezonier, într-adevăr, vinde, hai să spunem, maximum în tot sezonul 30 de kilograme de roșii și când vine sub aspectul unui vânzător sezonier, o persoană care este, spunem, face parte dintr-o așa numit SRL, rețea, care până în final vând marfa la un depozit Angro, ce și noi am demonstrat și putem să, dacă să fim așa atenți, lângă toate stațiile de trolebuz, noi vedem amplasate așa numitele ghirete sezoniere, dar nu știu de ce sezonul la dânsii practic 12 luni. Da, într-adevăr, cum a spus și colegul, trebuie întrebarea divizată să nu apară în societate nemulțumiri. Că, într-adevăr, eu aș susține pe bunicuța de la sat, care e, până final nu aduce o pagubă economică municipiului și statului, dar totodată, sub aspectul la o bunicuță, avem cineva care aduc prejudicii enorme. A doilea, de ce este responsabil în principiu și ANSA, certificarea produselor. Noi nu le putem face certificarea produselor atâta timp cât noi nu avem un loc autorizat. Și dumnealui și corect a spus, noi suntem responsabili numai de locurile autorizate. Dar să fim sinceri cu noi însăși, că începem, eu trăiesc la Buicani, Alba Iulia, începem de lângă piața Delfin, noi vedem acolo să comercializează, nu în piață, asta vreau să atrag atenție, că eu chiar mă aduc prin piață, în piață sunt locuri libere, eu nu știu care sunt taxele acolo de achitare, dar oricum, dacă mă duc și văd că vinde o bunicuță acolo, ești permis să achiti taxa, dar mașina care vinde pește, mașina care vinde carne, mașina care vinde lapte, ori niște păsări tăiete, nu-și permit. Asta este vorba de deja... De așa numit, eu am să-l numesc ca să avem un dicționar comun, un SRL ilegal, care pe marginea asta se hrănește el și din urma lui eu gândesc precis că este o persoană ceva care deține și o funcție. Dar poate fi stârpit această schemă, o SRL. Dar vă dau exemplu cel mai clasic. El deja de 2 ore a fost, spunem așa, pus în acțiune, dacă nu mă înșel, odată în 2008, Piața Centrală. Uh-huh. În 2008 odată au fost toți comercializanți măturați din jurul pieței.
o bine parte de timp. De chiar și acum recent chiar și a fost. Acum recent și, e lupta cea mai... Da, și a doilea moment, dacă să analizăm. În 2008 piața era dislocată înspre Moldtelecom, deja data aceasta era invers, spre centru și spre, spunem așa, în valea pieței. Ca ulterior să aflăm din sursele noastre că acolo sunt implicate un șir de funcționari. Bine s-a dorit, poliția n-a putut face claritatea acestui caz. De ce? Sunt informații, bine, asta e părerea mea personală, că sunt implicați chiar ei la direct și niște ranguri destul de mari. Dar carabinierii care nu au nimic comun cu ei, bine, mersi, s-au clarificat cu această întrebare. Deci, noi trebuie să, pentru a face o claritate între treaba asta și anume satisfacție societății, ei trebuie să înțeleagă că atâta timp cât va fi, toate vânzările vor fi făcute în cadrul legal, din asta avem de beneficiat toți. Asta vin indemnizații, impozite, pensii, toți banii este intră în bugetul de stat. Atâta timp cât noi, da, cum a spus iarăși colegul, că cuiva nu este comod, dar mă iertați, până în final cel mai comod, după părerea mea, este un loc unde când intri tot este. La momentul ăsta este un magazin. Alta treabă că la noi în stat magazinele date au procentul de venit de 3-4 ori mai mare, când nu este normal, statul ar trebui să verifice. Și asta și creează condiții favorabile pentru cei comercializanți ilegali. Impunerea, să spunem, a societății să ducă la piață, dar nu la un magazin. Că magazinul, până în final, certificatul ai ulterior cum să te aperi. Da, exact. Nu, din ce aș vine. Domnul Iștencu, ia și dumneavoastră să vorbim din punct de vedere a legislației în vigoare privind aceste activitatea acestor piețe, dar vreau să zic aici înainte că a fost un caz în experiența mea de jurnalist, Bulevardul Moscovei 18, exact la fel se întâmpla o piață neautorizată să fie amplasată chiar pe trotuar la stație și asta a durat mulți ani. Noi am încercat să găsim cine să se face vinovat de acest dezastru și repetate rânduri făcând emisiuni, am ajuns la un numitor comun și piața aceea a fost distrusă ca să se mute toți la piața de peste drum, acolo este un magazin și un loc special. Deci se poate, asta vreau să zic, se poate. Din punct de vedere legal, legislația în vigoare, dumneavoastră, cu ce ați putea să veniți ca să apărăm consumatorii? Noi suntem pentru ce? Ca să conlucrăm. Pentru ca a face ordine, să conlucrăm în serios, adică cu Ministerul Afacerilor Interne, în primul rând, și cu administrația publică locală. Adică, la moment, adică, spate de făcut, adică ordinii ca toți comercianții care comercializează producția, că acolo se grămădesc, majoritatea vin de la țară, adică, da? Și nu vin cu cantități foarte mari, adică, câteva ore și pleacă de acolo. Dar sunt comercianți care toată ziua acolo. Deci sunt persoane 12 luni. Intermediari care merg dimineața la băbuțele, cum zicem noi, la oamenii gospodari care aduc dimineața marfa, o cumpără și o vând după aceea cu 2-3 prețuri deasupra. De aici este apare întrebarea concurența neloială, da? Da. Dintre oamenii care muncesc și oamenii care își câștigă banul pe acest suprapreț. Dar suferim și noi până la urmă, nu? Foarte corect. Adică noi suntem pentru aceea că produsele să fie îndeopște chiar și băbuța aceea care are o găină, două, trei găini, că totdeauna nu vine la piață cu o găinușă, adică, sau cu smântână, da? Sau cu lapte. Adică vreți, nu vreți, ea nu vine cu un borcan numai la piață. Vine cu produs binișor, cu o torbă bună. Asta se întâmplă în Valea Pieței Centrale, în partea de jos. Dar nu numai acolo. Sunt mai multe locuri de comerț stradal, adică în municipiul Chișinău, de atâta... Dar cum se verifică și calitatea acestui? Pentru că, din câte mai țin eu minte, în mass media, foarte multe reportaje s-au făcut care este siguranța și acestor produse a băbuților, cum zicem noi, a doamnelor, care vin de la țară și vând o găină, 2 litri de lapte, o brânză închegată și un... Păi da, dar noi nu avem atribuții să luăm de la băbuțele care comercializează produse... Dar apare riscul de îmbolnăvire a oamenilor care produse neconforme, adică pentru noi, adică... Asta e situația, adică pentru că ele nu sunt certificate. În primul rând, băbuța care a venit de la țară cu laptele, nu se știe, în primul rând,
de unde, de la ce vacă sau animal a provenit produsul de origine animală, da? Să vorbim așa. E sănătos animalul? Cum s-a mult, adică carnetul medical a doamnei care comercializează? Aici sunt mai multe puncte care verifică siguranța alimentelor. De atâta, noi suntem pentru aceea ca să conlucrăm cu toate serviciile care sunt desconcentrate în teritoriu, să facem un lucru comun, până la urmă să fie bine pentru municipiu. Da, ultima dată, dar, Ciocana, când ați fost? Anume, în ceea ce ați văzut în imagine? Sincer, ultima dată, nu țin minte când am fost la Ciocana. Da, colegii dumneavoastră? Păi, nu știu când au fost colegii la Ciocana. Da, sper că după emisiune spuneți în discuție că trebuie să conlucrăm, cum a zis dumneavoastră. Și păi în... da, trebuie să conlucrăm, cum am spus, cu administrația publică locală. Adică noi am mers cu demersuri către administrația publică locală, încă o dată vreau să spun. Despre ați punctele. Mers? Despre punctele. Când ați mers? Anul ăsta. Anul ăsta? Da, la toate preturile. Uh-huh. Deci și doamna Bostan a primit demersul dumneavoastră? Nu pot să vă spun. Adică eu vă spun adică informația care o cunosc. Adică. Am înțeles. Domnul Cojucar, ați vrut ceva să întrebați? Da. Folosându-mă de ocazie. Domnul Oleg, din cât eu știu, nu are nimeni dreptul de a comercializa carne proaspătă la moment în municipiu, cum, în piețele din municipiu Chișinău. E întrebare, cum? E corectă informația pe care o știu eu sau nu? Are cineva... În piață? Și în piață inclusiv. În piață este hală de carne. Este în piața centrală este hală de carne, este oficială, hală... mai mult nici într-o piață. Este. Care... Vă greșesc. Este și la piața la Ciocani, la Ciocan, da? Este hală de carne, hală de pește este. Sunt nu, autorizate. Carne, de ce vă întreb, ca să mă înțelegeți corect? Eu am activat foarte mult la botanică și la intersecție. Unde coboram eu de la trolebuz, este, și în principiu și acum, este de fiecare dată o mașină, bine așa, cât de cât dotată în stilul său personal, după condițiile lor, cum îi consider că e corect, și vând carne din sticlă, tot așa. Și exact așa este și la Alba Iulia și exact așa este și la Ghibu. Ba mai mult ca și atât. Am văzut deja și câteva postări pe rețelele de socializare unde... Cineva a cerut niște acte de la dumnealui de proveniența carnei, cât de cât bine să fie mai sigur în ceea ce procură. La care acolo s-au început niște altercații, a fost invitat chiar și poliția. Deci aici îmi spune întrebarea, este așa tip de posibilitate de a avea așa un certificat pentru ca să vinzi cu mașină? Că bine, acum sezonul nou ne permit, parcă nu-i rece, dar mai dați vreo. Pot să vă spun una, la transport. Se eliberează autorizație pentru transport, pentru livrarea produselor, adică distribuirea produselor alimentare, că e de origine animală, dacă ne adresăm, dumneavoastră spuneți despre mașina cu pește, da? Nu, mașina cu carne. Cu carne, da? Păi, la transport, adică transportarea produselor de origine animală. Dar nici acum comercializarea. Clar că nu, dar ei dăm încetșor să schimbă domeniul de activitate, adică. Deci am, spunem așa, zădărât întrebarea dată. Deci, în câteva locuri am văzut chiar poliția s-a apropiat, însă eu n-am văzut reacții ca ulterior mașina să dispară. Da, poliția s-a apropiat, ceva ei au discutat, posibil a făcut un proces verbal, posibil nu i-a făcut, ca ulterior să văd că mașina în continuare își continuă activitatea, ca ulterior să văd și a 20 și în continuare și putem și zilele acestea să o vedem. Deci eu vreau să atrag atenția că totuși fără ca să fie de cineva susținut acest antreprenor, el n-ar putea să vândă. Că dacă mă duc eu sau vine bunicuța cei care până în final ați primească așa că cei vinoveți ați fie bunicuța. Nu-i bunicuța de vin. Eu gândesc tot și cadrul legal și condițiile pentru activarea lor. Nu spuneți anticipat și întrebarea mea pe care am vrut eu. Că există în toate treaba aceasta un aspect al corupției în favorizarea piețelor în tot orașul? Nu pot, sigur că trebuie să existe. Domnul Ungureanu.
Altfel, fără de ca să aibă o anumită înțelegere, o anumită siguranță, totuși oamenii ăia care vin cu camionul sau vin și vând, ei au un oarecare risc. Și când vii cu câteva tone de marfă și ai riscul să le pierzi, sigur că nu acționezi așa, pur și simplu. Absolut. Deci, așa cum zice domnul Cojucaru, există cineva care le susține. Există probabil un asemenea lucru, dar aici trebuie să ne mai concentrăm și despre un alt moment care... Haideți să ne uităm strategic cum, pentru că noi încercăm să rezolvăm poate anumite probleme de moment, dar trebuie să ne gândim cum s-a început și spre ce mergem. Nu s-a făcut niciun... Păi s-a luat patenta, asta este una, dar noi în Republica Moldova nu am avut niciun program care să fie un program național care să învețe oameni, atât cei de la țară, gospodari, bunicuța sau cum spune, cum să-și realizeze marfa, în ce condiții să vină, cum să meargă, să învețe un pic de antreprenoriat de asta, să învețe un pic de, ca oamenii să știe cum îi pot să vină, chiar unul face poate 30 de gâști, 30 de găini și el poate să vină din ele jumătate să le vândă în Chișinău, dar cum să le facă să o facă corect, să-i dăm aceste instrumente să o facă, să ducă sau personal să vândă, sau să existe un anumit punct special. Acolo, în primul rând, la piață, iată, s-a pus întrebarea și cu calitatea. Trebuie să existe laboratoare foarte abile, putem spune și mobile, dar care imediat există posibilitatea. Expres, acolo au venit, au verificat principalele categorii, lapte, carne, ele brânză. Nu există. Deci, există în piață centrală. Lucrurile astea trebuie să fie expres și ca oamenii să fie foarte accesibile, ca nu pur și simplu. Și acei oameni să aibă și educație. Deci, în primul rând, trebuie să educăm acei care produc, până și bunicuța aia care să-i spui câteva 20 de reguli care cum să vinde și cum, până și gospodarii care produc. Chiar aș vrea chiar să văd niște carne sau niște produse la țară, nu în ferme cu mii de capete unde cine știe ce să fac. Poate părerea mea, altcineva preferă altceva, dar trebuie să existe preferințe. Este economic viabil pentru o țară să aibă asemenea programe. Exact. Și de asemenea să existe și spoturi care să-i educe și cetățenii. Chiar uitați, noi avem un fel următor și un fel următor. Deci trebuie să existe educația aceasta managerială, dacă vreți, educația economică din ambele părți. Și atunci problemele astea se vor micșora, dar plus la asta mai trebuie și capacități. Iar că trebuie să existe capacitățile astea de laborator, trebuie să existe capacitățile astea de observare. Sau deci noi trebuie să creștem atât capacitățile cât și educația. Că nu apoi numai venim și le dăm la toți în cap, îi fug pe două zile și apoi îi se întorc peste trei zile. Așa cum am făcut noi, peste săptămână au revenit toți. Deci, nu merg ca să înțeleagă și oamenii ăștia, poate să uite cineva la noi. Nu este scopul ca să luptăm cu ei, nu este scopul ca să-i punem la închisoare cu toți, să-i spunem, iată, voi sunteți principalul rău în societatea asta. Apropo, am întâmpinat așa replici de la oameni, ce vreți de la noi, că noi nu avem unde ieși. Deci erau și negativ porniți împotriva noastră. Să le dăm statul, asta este, pe de-o parte vina statului, chiar asta nu mă sfiesc să o spun, pentru că statul nu a creat asemenea condiții, nu a creat situații în care oamenii să aibă o alternativă, în care oamenii să fie un pic susținuți, înspre, dacă au o pornire bună, spre exemplu, în Georgia, ca exemplu, ei nu sunt obligați să înregistreze ca firmă, ca plătitoare foarte mare de impozite, până când nu au un 30.000 de euro turnovă. Deci, vânzările anual, circuitul anual. Deci lucrurile astea trebuie să-i poate la noi, poate să le dai un pic de facilitate. Ca, uite, să se înregistreze chiar și acea gospodină de la țară care vine mărar. Și dacă e o procedură de înregistrare de 100 de lei pe an sau încă ceva, cu siguranță ei poate să o facă. Atunci poate să fie un registru, există o transparență. Iată la ce noi trebuie să ne gândim un pic la... Domnule Lișcincu, spuneți-mi, vă rog frumos, ați dat din cap când a fost vorba despre laboratorii expres. Ele există sau nu există? Da, există, adică... activează, adică o majoritate din produsele, ca să înțelegeți, care nimeresc în piețele din capitală, da, practic ele vin cu acte de proveniență a mărfii, da, adică certificate sanitar veterinare și certificate de inofensivitate la produsele vegetale, da. Dar sunt, cum ați spus, că sunt oameni care au o cantitate mai mică de produse, da? Atunci ați face metoda expres la produsele date, adică ce este legat de produsele vegetale. La produsele de origine animală se mai verifică încă o dată, adică la... Eu cea mai mare regulă am văzut-o la piața Angrode, pe stradă de acolo. Piața Angrode, produse. Nu Ceucari. Calea Basarabie. De la Calea Basarabie, de acolo. Calea Basarabie. Și acolo sunt... am văzut, laboratorul lucrează, funcționează, mereu e deschis, mereu oamenii. Este, da. Acolo cel mai... și expres din câte dumneavoastră. Este și expres, dar să știți că piața de la Calea Basarabie, care spune dumneavoastră de fructe și legume, da, citrișe, ea este tot autorizată sanitar-veterinar, da? În cadrul ei funcționează medici veterinari, da? Care efectuează zilnic, studiază și verifică actele de proveniență, că acolo vin mai mult marfă din import, adică, da? La care este fiecare lot de produse este însoțit de certificat de inofensivitate, clar, și
Sunt agenți economici care din Republică, care produc același cartof, același măr, da? Iarăși, acolo sunt producători mari, adică, da, care vin în piața dată. Ei dar vin, practic, cu certificate de inofensivitate, adică. Adică, în teritoriu sunt verificate la, să vorbim de nitrați, da? Practic, medicul veterinar, adică, care activează în piața dată, mai verifică, adică, nu toate loturile, dar peste unul, peste două, adică, da? Dacă vorbim de nitrați, domnule Lișcincu, aveți dreptate. Doar acolo se verifică toate legumele și fructele. Dar în celelalte piețe, chiar și ele autorizate, eu n-am văzut pe nimeni să verifice produsele de nitrați. Asta așa. La piața centrală se verifică. Se verifică? Se verifică, clar că se verifică. Bine, eu am fost cu razie, cu camera și am verificat și erau pe drumul celălalt. Da, dar noi deviem un pic de la temă. De comerțul stradal, într-adevăr. Domnul Ungureanu, spuneți-mi, vă rog frumos, acești oameni care vând neautorizat, clandestin, au un preț, dacă ajungem la discuția prețului și din punct de vedere economic. Când am mers la piața autorizată, doamnele mi-au zis că ele vând de două ori mai ieftin același produs. Ei, o da, să zicem 50% mai ieftin, poate au exagerat ca să mă prindă pe mine. Și în magazinele alimentare, care plătesc TVA-ul la stat, care au certificate, care sunt bine dotați cu de toate, este cu totul alt preț. Sunt trei prețuri diferite. Aici, la acest capitol, ce poate să facă statul? Da, aici trebuie să vedem, iată, anume, în acea povară fiscală care se pune asupra celor oameni care vând în piețele autorizate. Și care este povara asupra celor care vând în piețe neautorizate? Clar că nicio povară nu, iau numai un risc. Au un risc să fie amendat sau să fie arestat în marfă, așa sau mai departe. Sau să plătească bir, dijmă, sau acel care îi ține acoperișul. Bir. Deci aici trebuie să vedem cât de bine lucrează sistemul în acest sens și cum să oprim lucrurile astea. Și de ce oamenii nu vin în acele piețe autorizate? Pentru că, haideți să mai ridicăm o întrebare aici, care poate nu s-a ridicat. În piața centrală este practic toată împărțită în loturi private și s-a început și a construi acolo de foarte mult. Deci riscăm să pierdem bucăți cu bucată și practic întreaga piața centrală unde era de 200 de ani. De când nu păi aici apare înseamnă problemă că piețele astea private devin foarte, foarte înrădăcinate și de aia iese piețele astea neautorizate. Poate și din această cauză, dar trebuie să creștem aici și cultura de educație a cetățenilor care să știe de unde să cumpere sau de unde să nu cumpere și atunci se rezolvă problema. Dar este clar că vor fi piețuri diferite de la magazinurile, de la magazine și cei care vând de la piață. Deci cei care vând nu au acele cheltuieli cu infrastructura, cu logistica, cu întreținerea echipamentelor, cu toate și așa mai departe. Da, dar uneori prețul de la piața neautorizat este mai mare decât în magazinul alimentar. În marea majoritate cazurilor e așa și este. Eu, soția, spunem că și eu sunt familist, mai de și mie însărcinări uneori. Eu, ca un bărbat, nu prea vreau la magazin, m-am dat la stație și aș vrea mai aproape. Da, în urmă, cum am făcut chiar o analiză, în unde locuiesc eu, sunt două magazine, spunem așa, marketuri mari, prețul la ei, la produs, este mai mic decât cel de trotuar. De trotuar. Și eu nu-mi tem așa să-mi dau un răspuns. De ce așa este prețul? Pe când piața centrală, el este mai mic. Dar dacă facem o analiză logică, pur și simplu, uitați-vă că dacă se vinde într-o are, spunem, aceiași cartofi, simplu, 200 de metri încolo, nu se mai vând cartofi. Deci, psihologic, tu când te duci, tu n-ai cu ce compara. Ai văzut prețul este bine, comod, aproape, l-ai luat și l-ai procurat. Te-ai dus la piața centrală, eu sunt adeptul piața centrală, mă străduiesc sâmbătă, duminică, din când în când mă duc, totuși asta e o cultură oricare. Acolo, de când, cum este concurența și prețul este altul. Deci eu n-aș favoriza totuși cu așa argumente că în piața centrală cineva are prețul mai mare. Nu este corect. În piața centrală prețul este mai mic, deoarece apare normal concurența. Însă, e că aici noi dacă stăm, simplu, ca orice cetățean, mai stai la stație că mai avem un minut doar până la finalul emisiunii și vă rog frumos să-ți mai succes. Păi, se vede cum bunicuța care vinde, și de exemplu, e vine cu 5 lei, cel care vinde cu o cantitate mai mare de marfă, se apropie de el și într-un mod oricare o obligă să plece de lângă el, că îi strică prețul. Noi dacă am introduce asta în cadrul legislativ, ca eu, ca vânzător de la țară,
Am venit, am pierdut 15 minute și am certificat, poftim, eu vând legal. Dar la moment se primește că omul are de fugit, de bătut 10 uși, de dat 10 dejmi și ulterior el clar că zice, dacă le dau eu la tăiat, mai bine nu mă duc la piață, mă duc pe marginea drumului, o vând, o leacă mai greu, dar n-am cu nimic treabă. Deci birocrația s-o lichidăm și să facem niște lucruri mai transparente. Și la dumneavoastră, domnul Șcincu, cât de periculoase, ca să știe oamenii, pot fi aceste piețe clandestine și toate produsele cumpărate de pe marginea drumului? Da, eu vreau să spun la fine de emisiune, cred că, că totuși mă adresez la consumatori că produsele care sunt comercializate ilegal, adică în afara piețelor sau pe străzi, sunt foarte periculoase pentru sănătatea dumneavoastră, pentru sănătatea copiilor dumneavoastră. Adică vă îndrumez foarte mult și să intrați în piețele autorizate, în magazinele autorizate, marketuri, mini-marketuri, să procurați produsele din magazinele date sau piețe. Asta ține de sănătatea noastră. De sănătatea noastră, da. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența în studio. Sper că la tot ceea ce am spus noi, oamenii care au ceva de zis vor lua aminte ceea ce am zis noi și mă adresez Ministerul Afacerilor Interne ca la o ulterioară emisiune să vină și cu un reprezentant ca să discutăm și acest aspect. Și până la urmă, eu ca simplu cetățean zic că mult mai frumos ar fi Chișinăul și ar avea un aspect curat dacă nu ar exista aceste piețe pe toate străzile și nu, ieșind dintr-un troleibuz, vei păși cu nădejde pe asfalt, dar nu te-ai gândit că acuși o scalci, o roșie sau o coajă de banană. Eu vă zic o seară frumoasă, sănătate și să ajungem la un oraș frumos în Chișinău, dar asta trebuie să ne gândim fiecare dintre noi ce trebuie să facem. Vă mulțumesc mult, la revedere, vă aștept joi la 19:00 la o altă ediție emisiunii Intersecția RM.